Inspectoratul pentru situații de urgență Sălaj a fost solicitat în acest weekend la 4 intervenții pentru stingerea arderilor de miriști și vegetație uscată. Aceste incendii lăsate nesupravegheate se pot extinde și pot provoca pagube la fondul forestier, culturi sau gospodării. Cu toate acțiunile de informare desfășurate, cetățenii dau în continuare dovadă de lipsă de responsabilitate. Săptămâna trecută, pompierii militari din Sălaj au fost solicitați zilnic la arderea ale vegetației uscate scăpate de sub control. Deși Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj a desfășurat numeroase acțiuni de informare a cetățenilor, oamenii continuă să ardă vegetația uscată după bunul lor plac. În această săptămână, pompierii sălăjani au fost solicitați să intervină în fiecare zi la câte un incendiu de vegetație uscată. Astfel, de la începutul anului 2011, pompierii sălăjeni au intervenit de 146 de ori la incendii de vegetație uscată, conform hotărârii de guvern numărul 537 din 2007, articolul 1/3 litera R, amenda pentru cei care nu respectă igienizarea terenurilor este între 1000 și 2500 de lei. În anul 2010, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Polisuma județului Sălaj a sancționat 8 cetățeni ce au dat dovadă de lipsă de responsabilitate în arderea resturilor vegetale. În anul 2011 au fost sancționați numai 3 cetățeni. Legea prevede amenzi cuprinse între 1000 și 2500 de lei, dar numărul amenzilor aplicate este foarte mic și asta din cauza autorilor necunoscuți, identificarea lor cu exactitate fiind de multe ori imposibilă. În scopul preîntâmpinării apariției și extinderii unor incendii, trebuie respectate următoarele reguli. Arderea resturilor vegetale, gunoailor, deșeurilor și altor materiale combustibile se face numai în locuri speciale amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți. Nu se vor lăsa nesupravegheate focurile deschise, aprinse pentru distrugerea resturilor menajere sau a vegetației uscate din gospodării sau curți. Renunțarea la această operațiune când condițiile meteo sunt nefavorabile, vânt puternic sau temperaturi atmosferice ridicate. La apropierea nopții sau la terminarea arderii este obligatorie stingerea totală a focului.